بابا کلومه کلوم کاره 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 کوستی Mâncare, ai zis? Mâncare, Costel. De unde o furași? N-am furat-o, Costele, eu am gătit-o, să știi. Am gătit-o, dar dă-te în foc, Costele, că fusă-i plecată 6 ore să mulg vaca. Asta e? Cum mulsă-i, Costele? Asta e, dar noi n-avem vacă, cum fă! Ia zis-o, explicați. Zăi! M-am trinit pentru vremea când ne-o lua. Merge? Nu merge. Atunci mai e zis tu explicat. Zăi! Înseamnă că ne-am luat, dar tu ești proșă, nu știi. Merge? Merge? Iete, dacă o găsești și pe a treia explicație, eu te iert. Dar cine ești, dragă, că numai Dumnezeu te iartă? Așa că mă duc la biserică să mă spovedesc. Vin mâine, pa! Fă, tu faci mișto de mine, tu-ți bagi joc de mine! Auzi, dragă! Pune mâna imediat, șterge plita, fă altă mâncare! Auzi, dragă, de când îți permis tu să faci mișto de mine ca Mircea Badea de Oreste? De când? Ia spune. În loc să zici mersi, dragă, că ai o femeie ca mine, deșteaptă. Aha. Ce? Deșteptăciunea asta de la telenovele ți se trage. Și frumoasă ca eu. Pe bune? Pe bune, dragă. Ce n-ai observat? Păi eu am avut timp în 20 de ani să mă uit cum arăți. Păi uite-te acum, dragă, uite. Mai știi, o fi vreo frumusețe și m-am scos atât. Aoleu! Cine mi-a călcat nevasta cu metrou pe față? Ce ai, Costele? Costele, ce ai, Costele? Costele! Frankenstein mă recunoaște? Care Frankenstein, dragă? Care Frankenstein? Vino imediat aici. Vino aici. Ce? Aoleu, domnul Antipa, v-a scăpat exponatul de la muzeu. Vino, dragă, imediat aici. Olteanu Zauru, fugiți, bă! Tată! Făcui, mă, te lovi! Iată-mă, mă, că te-am lovit cu uta! Puteai să fii și tu mai atent altădată. Iată. Fugiți, bă! Tată! Iată-mă, iată-mă, lovi, mă! Bă, dar tu ești și prost, mă. Eu? Dacă te lovești a treia oară, tu ești prost. Bă, tată, dar de ce ești, mă, așa de speriat? Axinte, tu ai văzut vreodată cum arată măta? Nu. Du-te și uite-te, du-te și uite. Unde, mă, tată? Prin zona aia, pe acolo. Unde, mă, tată, că nu văd nimic? Axinte, ce cauți, drag, aici? Pe mamă o cauți. Nehâncule, n-ai văzut-o pe mamă? Mă, nu ți-a rușine, mă? A, ție nu ți-a rușine, faci mișto de mine? Eu nu, am fost singurul care te-am crezut cu cutremur atunci. Auzi, tu să nu-mi zici mie hâncul, clar? Că nu știu ce-ți fac. Am înțeles, mamă. Fiule. Mamă, ce faci? Are neahâncul ăsta, băi, tată! Mă, tată, hai să mergem, că știu un loc unde să ne pitim de paparuda asta, că ne sperie, mă! Unde, mă, unde? În beci, sub pământ, mă, tată! Nu, băi, n-ai văzut ce fâlci are asta? Mănâncă pământ și ne găsește și acolo, bă! Să fugim în codri, mă! Doamne, ce, mă, sunt eu așa urâtă? Zi-mă tu ăsta cu camera, sunt eu așa urâtă? Bă, de ce țâmă, de ce trebuie? E al dracu să fie, dacă noi vorbiți, sunteți vorbiți între voi! Al dracu să fie, de noi vorbiți, să vă dea afară din ProTV-ul, că eu sunt vedeata, dragă, aici, eu sunt vedeata! Dracu să... Ai văzut și mie? Ia uite cine mă iubește pe mine, dragă. Sărut mâna mamă, dar nu în timp ce beau o țuică, firea, dragă. Ce dai, mă, așa în mine? Ce cauți pe acelea? Și o să-mi caut oglinda, na. Ce? Unde am? Uit-o aici. Ia uite, mă. Ce-i, dragă? Arăt bine, sunt drăguțică și eu? Ești cea mai frumoasă fată din... Eu te-am făcut cu mine, Sameni. Auzi? Dar pocitania asta din oglindă cine e? Tu ești păpușa. Nu, asta de lângă mine.
numai pădurii asta. Să nu mă transform într-o broscuță, te rog. Ce ai, dragă? Și tu ce? Ce-ați venit? Ce? Cum arăt eu? Zi cum arăt. Nu, e că, adică, zi cum arăt. Știți că nu sunteți chiar zi, ca o, ca o, ca zi. Zombie, bă! Doamne, ce dracu, bă? Adică tu ați zicea de mine că surâtă, dar să știți că amanții mă plac și așa cum sunt. Să știți de la mine. Costelei! Costele, s-a dus să-i datoria, bă, Costel. Au, mitică, Costel nu e acasă, dragă. Să rămână mamaie! Pe Costel îl caut. Ce, dragă, ești bun? Nu vezi că sunt eu Leana? Leana! Da, da! Tu ești Leana, da? Da, eu sunt Leana. Asta după ce e săraca de ea, e bătrână și urâtă, mai e și senilă. Viu eu mai târziu, să nu te miști, că te descompui! Ce aveți, dragă, sunteți vorbiți toți, eh? Firați, ai dracu, de... vă arăt eu vouă. Le las că vă coc eu vouă. Stai așa, stai să vezi. De nu voi vă arăta eu. Bună ziua! Bună ziua, domnul Acilea, este salonul de cosmetică și coafură? Nu-mi păiem astăzi. Încercați alături, la morgă. Ce? Băi, nu-ți-a rușine, am venit să mă faci frumoasă, domnul, să poate? Da, da, sigur, sigur, nicio problemă. Dar mai întâi trebuie să completați un formular. Sigur că da. Da, da, da. Ziceți. Luați loc. Am luat, domnul. Numele. Elena de Pârțag. Ce nume, da. Nume de fotomodeală, da, nu? Da, da, da. Așa ca la oameni, da. Ca da. La oameni. Da. Sexul. Sexul apreciat de mulți, domnul. Mă refeream bărbat sau femeie? Mă, nu ți-am rușine! Nu te auzi ce sunt, că sunt femeie, domnul. Femeie sunt. Da? Bine, aha, scriu femeie, dar pe răspunderea dumneavoastră. Da. Mă, neasunțitule, am venit aici, poți să mă faci mai frumoasă? Logic. Pentru că mai urâtă nu mai am cum. Da. Da. Vă rog să luați loc. Bineînțeles, de-abia aștept. Da, cu fața. Păi să cu fața, mă, neasemțitule, ce ești? A, da, da, nu mi-am dat. Mamă, ce material, nici o crăpătură. Da. Da. Ia să vedem. Când vine, da, da, da. Cred că putem să facem, dar să știți că va dura câteva ore. Nu contează, sunt dispusă să aștept cât trebuie, domnul, ziceți. Da, oricum, dacă simțiți nevoia să faceți așa câte o pauză... Da, nu, că nu fumez, să știi. A, nu, ziceam o pauză de fân. Nu te-am arușine, ce pauză de fân? Păi am aici în spate o căpiță de fân, dacă... Tu treci acine așa și fă-mă frumoasă, lasă mișto, de asta te plătesc, fă-mă frumoasă. Da, da, da. Cât de frumoasă poți să mă faci? Păi nu știu, ia să mai... Cât de frumoasă, zi. Da, eu aduc manualul de zoologie și vă alege singură modelul. Tu ești chiar impertinent, dragă, te rog frumos să-mi faci manicura. Da, ia să vedem, sigur, sigur se poate. Mm? Vă aduc și o roabă? O ce? O roabă. Pentru ce? Pământul, mă gândesc că vreți să-l luați acasă înapoi, nu? Pune, dragă, mâna și taie-mi unghiile. Da, 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 imediat să taie unghiile, hai. Aveți trei variante ajutătoare. Da. Dalta, drujba sau sudura? Da. Mi-aleg varianta D, de la dracu. Firea al dracu să fie, dacă înțeleg. Pune mâna așa și fă-mi, poți să-mi pui păr în cap, domnul? Oh, sigur, sigur, o să vă fac așa o plată până la fund. Da? Da. Cu părul pe care o să-l am de pe mâini, picioare și piept. Apropo de piept, domnul, poți să-mi mai așa, să mă mai balonez așa puțin? Să-mi bagi delea, dar nu silicoane, să-mi bagi heliu. Heliu? Sau... Nu, 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 ce să mai stricăm noi, heliu sau siliconul? Dar ce? Vă bag niște zeamă de varză. Nu, nu, nu. Oricum, mi-a mai rămas și niște piftie de la Crăciun. Ia zi, domnul. O să fie perfect. Cam cât de frumoasă poți să mă faci? O să fiu mai frumoasă ca Băsescu. No problem. Da? Vă fac o față nou-nouță. Da, da, da. Mai întâi să dărâmăm în ruina asta. Da. Unde mi-a târnă copul? Domnul Costel? Alexandre, du-te pe vecine la ușă. Dacă dai 10.000, mă duc. Altfel nu.
Du-te, bă, că te găjun cu bătaia, du-te, vecine, la ușă. E, ce să mor eu dacă nu bagești în priză, dacă... Eu ți le-aș băga în priză, de n-ar fi curentul așa scump. Văzut puturos mai mare. Că, bă, ce urli, o, că vin acum, o! Ce, mă, tată? Sunteți domnul Costel Pârțag? Și că de unde să mă știe? Că nu ne... N-am... Sunteți fermecătorul domn Costel? Sunteți amantul ideal? Moartea manechinelor și pasiunea fotomodelelor? Spuneți-mi. Ce, eu? Zău? Da. Păi eu, da, eu sunt... eu sunt... Cu cine am onoarea? Miss Atlantida. Pot să stau la dumneavoastră în seara aceasta? Ce, numai o seară? Da. Și eu, dar o seară, de accente, ia parul, fugi după măta, bag-o în spital 3 luni. Bag-o, caută, ce 3 luni? Cum mă prins, o trimis la Vladivostok, la minele de uraniu pe viață. Hai, du-te după măta, hai poftiți, domnișoară, luați loc aici în inima mea, luați loc aici și așa. Chiar mă iubiți așa de mult, mai mult ca pe soția dumneavoastră? Ce soție dai de că... Dumneavoastră pe lângă nevastă mea sunteți ca orhideea pe lângă balegă, domnișoară. Sunteți așa ca șarostoana pe lângă Joiana, domnișoară. Sunteți, cum să vă spun eu, ca Mugur Mihăiescu pe lângă Florin Petrescu, domnișoară. Tu ce te uiți, bă, accent așa? Marș după măta, n-auziți? Paru, măta, uraniu la gară, hai! Dar tai-o. Nu mă duc! Tai-o! De ce ți-o tai, mă, tată? Mai bine o tai pasta, ți-o opresc pasta! S-ar place să ai o mătă de-asta. Aaa, ce frumoasă! Ce de fraț mi-aș face cu ea? Ia zi, Maxinte, cum era măta cealaltă? Aaa, era tembelă rău! Eu te mor, eu, mi-e rușine că am ieșit din ea. N-ai vrea să fii tu măta mea și să mă mai naști odată? Du-te, bă, de aceea, pleacă de aceea după mă. Ia parul de acolo și după măta, omoară-o. Înțelegi, du-te, du-te. În sfârșit, singur, domnișoară. Tata, carpina mai și pe mine aici. Ai... Sunteți zâna cea bună? Ce mai întrebi, fată? Tu nu vezi ce bună e, mai și întrebi. Chiar eu sunt fată bună și frumoasă. Fată bună și frumoasă? Auzi, tata, cum mi-a spus? Și mama îmi zicea numai purcică, vițică, broască. Tanti Zâna, îmi îndeplinesc și mie numai 3 dorințe. Cum să nu zic pe prima dorință a ta? Vreau să mă faci surdă. Stai să beau 2 pahare de țuică, că nu ai la timpane, îți dau. Auzi? Dar de ce vrei tu, fată bună, să te fii surdă? Pentru că, știi, eu dorm cu muma. Și muma sforă e rău de tot și nu pot să dorm toată noaptea. A doua dorință? A doua dorință e că vreau... De? Să fiu iar fată mare. Zirea, dracu, să fii! Zirea, dracu! Costele ne-a făcut de râs în tot satul! Se rezolvă și dorința asta. Și cea de-a treia dorință, fata mea? Vreau ca părinții mei să nu se mai certe niciodată. Sunt de acord. Tata să nu mai bea, să nu mai bată pe mama. Și mama să nu-l mai înșele. Ce te spargă acum? Reformulează-o, zi! Vreau ca mama să gătească, să spele, să cârpească. Auzi, dacă nu vrei a treia dorință, nu vrei. Ia uite-te la ea. Potolește-te, drag. Vreau da? Să fiu frumoasă ca tine. Bine, asta se rezolvă, poftim aici. Cabinet de cosmetică, dreapta. Ai, dragă, tu ce ai rămas ca adimutul? Hă?
Admiram supremația formelor geometrice ale lui. Dar ce prost sunt! O țuică, o țigară, o fasole, ceva, poftiți să vă invit. Dragul meu, nu mai avem timp de asta. Ia-mă, posedă-mă! Pă, vreau, dar așa, deodată, că la, fără să joc un an de zile lângă matale în horă, în sat, că așa e obiceiul. Fără să bat 2-3 băieți, că să uite la matale. Fără să se recit Toma, Limoș, așa, când mergem cu vacile pe izlaz. Auzi, dragă, eu sunt o fire mai practică, nu sunt ca Leana aia ta, să mă rog. Ia-mă, fiul ta să fie a mea! Stai, stai o țiră. Doamne, cum ai lăsat, Doamne, 20 de ani cu proasta aia, Doamne? Dar pentru ce îndeduși acum? Mulțam, Doamne, că merită, merită. Ia-mă! Stai așa puțin. Aș mai avea niște propuneri. Tot. Orice, dar repede că trebuie. Am văzut, este ca mizerie în curte, dragă. Acum mă duc lună, fac. Pe cu... Și am văzut, sunt o stivă de lemne netăiate? Cribitele fac. Și gardul e nevăruit? Bidinea așa am zburat, domnșoară, da, gata. Auzi, în zborul tău treci pe la cârciumă să rade moțuic. Și adu-o șampanie, dragă. Duci cu șampanie facem. Am zburat păsărica mea, revin la căminul extraconjugal imediat. Irați ai dracu de bărbați proști. Și eu la fel. Uite-te, bă, este de ajuns să-ți dai cu o țâră rugi pe buză, să-ți pui o perucă și faci mielușei din ei. Fir? Ce nu mi-a fi dat mie prin capa cu 20 de ani, Lili, și greu mi-este să stau cu picioare drepte. Bă, Leana, uite, ce l-o fi găsit pe Costel hărnicia așa, bă, deodată. Ue! Ue! Sărut mânușițele, stimată domnișoară! Dumitru mă intitulez. Avocat, profesor, doctor, conferențiar universitar. E, tu cine ești, Boșorogule? Păi nu vă spus să înainte. Dumitru. Da. Profesor, doctor, actor, etc. De asta. Eu sunt Miss Atlar, Antar, mă, sunt Miss. Miss. Pupă, pupă. Pupă aici. Pupi așa, dracu, că așa ceva n-am. N-am văzut nici în revistelele aia. Speciale. Ai reviste de alea cu femei dezbrăcate, dragă? Deci eu, burlac, țăran și oltean. Dar nu se face că vă găsesc în casa aici la nesâmțât asta de Leana. Auzi, tu să nu-mi zici mie. Am auzit că Leana e amanta ta? Ei, e așa din când în când. Da? De milă. De milă? Da, ca să-mi bagi loc de bărbat, o Costel, știi? Dar nu pot să o supăr. Știi ce proastă e? Oh, e chiar așa de proastă, ia uzi, ia. Da, pe cuvânt, ia fură bani de la bărbasă și mi-a aduce mie. Da? Auzi, voinicule, dar pentru o noapte de amor cu mine ai fi în stare să-mi dai banii care ți-a dat Leana plus ce ai tu la căptușala aceea? Uite, acum! Acum ți-i dau, iete-i! Când... Du-te tu și așteaptă-mă că-ți mai vezi banii înapoi ca femeiu, hai! Sărut piciorușul! Dumitru, avocat, Dumitru. Profesor, doctor. Pa, Dumitre, pa, pa. Irați ai dracu de bărbați proști. Norocul meu că sunt femeie. Stai că produsă-i ceva pe soare. Gata, domnșoară, luna, mă, că toată curtea au făcut curată, frumoasă. Și între două bidinele și o mătură s-ați făcut și niște versuri, o poezie frumoasă, că noi suntem mai romantici așa. Ia zi, voinicule, Rambo ce ești, zi. Ia auzi. În cinstea ta dulce minune, porcul din curte l-aș tăia. Și fleicile ele mai bune, la sfert de preț eu ți le-aș da. Mai am, ca ochii tăi să mă îmbete, când clipocesc ca stelele. Uit că am ulceri și diabete și că mă dor măselele. Mai am. Ia uite, ca să-ți admir un sân și cracu. Pe Leana aș bate o grămadă. Să nu mai prind Ferrara dracu prin viața mea sau prin o gradă. Domnul Costel, de unde atâta romantism? Din la semințe, domnișoară, de unde? Ce să facem? Noi suntem la țară aici, ieșim noi cu vitele pe câmp. La ce dracu să ne gândim? La structura acidului dezoxiribonucleic? La ce? La hibridizarea cuantelor subatomice? No. De unde? Noi facem câte o poezie de asta de 2 lei, luăm mințele la câte o fraieră și cășunăm. Dar noi, vorbeam de Leana. Și ce ziceți? Ați fi în stare să vă împărțiți viața cu mine? Aoleo, bineînțeles! Și aș fi în stare să împărțesc și banii de la muma care i-ai pitulat în oala cu sarmale de a-i băgat într-o pungă verde? Ia stați așa.
De unde știți de astea? Există o explicațiune. Ziceți. Să zicem că eu sunt zâna cea bună și făcuia minune și aflaia unde e aurul. Merge? Nu prea merge, mai căutați că deja cred că mă încolțu o bănuială. Și dacă eu aș fi nevastă ta, așa frumoasă ai mai dat mine, mai bătea? Sincer, eu nu v-aș bate, dar vedeți dumneavoastră, cureaua asta nu prea știe ea de silicoane, de ciorapi, nu prea știe. Da, aruncă-o, dă-o dracu, aruncă-o în sobă. V-ar deranja ca în drumul ei spre sobă, da, să mângâie în trecere niște spinări de țărânși vopsite, a? Căutai pe mama până tot satul, mă, dar nu e, mă. Du-te și mai caut-o, hai, mai caut-o. Auzi, dar nu poți să o bat pe asta locul, ei? Stai, bă, cum îți bat-o? Stai la coadă, mă. Dar nu dădea, te rog eu, dracu să fiu, nu dădea. Tata, să știi că am fost la toți băieții din sat și mi-au zis că zâna bună mă păcăli. Că nu m-a făcut fată mare. Auzi, Lilă, vrei să te răzbun pe mătă? Da. Și pe zână? Și pe zână. Caută părul și stai la coadă. Iria, dracu, tu... Pe cuvântul meu, te rog din suflet să nu te omor în clipa asta. Auzi, domnișoară, ce zui când ce zui te așteptai, dar dă bani în coagă, te sparg, auzi? Hai, stai la coadă, stai la coadă, bă, pe rând, bă, să nu obosim, să dureze mai mult, așa. Băieți, există o explicație. Zii! Să știți și voi că oricât ruj l-ați da, oricâte perucea spune, țăranul tot țăran rămâne. Cocoșați-mă, fii mi-ar comesticalele ale dracu, s-au fost. Dați-mi,